test de consum Dacia Duster versus Passat CC. Am resetat computerul de bord. Un drum până de la București până la Brașov. Să vedem. Bine, și modul eco bănuiesc, adică. Da, eco pornit. Bine, mașina e rodaj, o să merg maxim 100 de km la oră și CC-ul la fel. Și vedem care este mai economic, motorul de 1.5 Euro 6 sau 2000 diesel 140 de cai de la Volkswagen. 7,5% a apăsat lung și avem resetat consumul și consumul al doilea, deci asta e consumul și ruta și totul s-a resetat. Să vedem ce consum o să avem noi versus Duster nou. După 72 de kilometri cu Duster-ul, avem un consum mediu de 3,9. Suntem aici, avem peruțul în față, suntem undeva pe la Ploiești și revenim pe parcurs. 4,5 după 73 de kilometri și range-ul e ăsta și ăsta și ăsta este instantul. 3,8% 130 de kilometri și viteză medie de 59 și minus 3,5 grade afară. Dar oare cum se descurcă noul Duster? Un consum de 4.8, am ajuns la Sinaia și am mers, dați două secunde, vreo 131 parcă de kilometri, 130, da, 130 de kilometri am mers cu consum de 4.8. Serpentine, prostii, da. Din motive tehnice, să spun așa, o să ne întoarcem înapoi la București. Din Sinaia nu mai mergem până la Brașov, pentru că se face și târziu și... Da, am resetat consumul acum și să vedem cât facem pe întoarcere. Ar trebui să facem undeva, cred că la 4 și ceva, pentru că e drum coborâre, așa, nu știu. Da, hai să vedem. Te vezi al pe-aș? Să mori, păi, să ia, pare că-ți vezi. Poza întunecată, poate. Nu știu dacă-s mai prim vreodată consumul ăsta, de asta am zis să imortalizez. Ăsta da range și mai am 3 sorturi de rezervor pe 56 de kilometri și viteză medie 66. Și majoritatea a mers pe pilot la 85 dintre a 5-a. Vedem cum se descurcă Duster-ul. Da, am oprit la o benzinărie. 2.8 consumul. Mă focalizez de două secunde. În 56 de kilometri. 2.8 consum, mă aștept unde...